un eșec. Așa au stat lucrurile pentru noi, adevărat. Ar fi trebuit poate să ne spună asta ceva mai devreme. Conform unui sondaj pe care îl lecturăm astăzi al Centrului de Sociologie Urbană și Regională, ne întoarcem în actualitate, e bine, 65% dintre români consideră că guvernarea PSD-ALDE este proastă sau foarte proastă. Doar 31% o consideră bună sau foarte bună, 4% nu știu sau nu doresc să răspundă, ceea ce nu e un semn bun pentru guvernarea PSD-istă. Asta am putea rotund așa să ducem la o concluzie că 70% dintre români față de 30% dintre români, da, consideră că PSD-ul este un eșec al istoriei și modul în care acesta gestionează țara în asemenea momente este o mare înfrângere. 70% dintre români nu au încredere în Liviu Dragnea. Procentele sunt într-adevăr extraordinare, terifiante pentru actuala clasă politică. E adevărat, una mai aproape de ceea ce numeam noi dictatură în cuvintele de mai jos, da? Mai aproape ca niciodată. Deci, într-adevăr, de la anii în care Ion Iliescu s-a despărțit de putere, definitiv, să zicem mijlocul anilor 2000, e bine, de atunci și până astăzi n-am fost mai aproape de dictatură niciodată. Această perioadă de guvernare Dragnea și PSD-ALDE, practic situația este cea mai tristă din ultimii 29 de ani. Măcar la vremea respectivă era firesc. Știam de unde vine Ion Iliescu, dacă nu știam, aveam să aflăm în epoca respectivă. Era ceva normal, câte ghinioane până la urmă să aibă și clasa politică, da? După ce că venise revoluția peste ea. Acum, ce vroiam? Să primim și un conducător din Occident, adică cum ar fi fost Ion Rațiu, să zice. Nu se puteau înlănțui chiar toate. Și atunci l-am ales pe unul care, de fapt, venea de acolo de unde n-ar fi trebuit. Dar, încă o dată, de la Iliescu încoace, niciodată parcă n-am traversat un moment atât de tulbure din punct de vedere politic. Plus că astăzi deciziile care se iau de-a valma, nici nu mai știe exact când intră în vigoare, nimeni nu cunoaște acest lucru, sunt într-adevăr înfricoșătoare. Acest sondaj despre care spuneam, cu neîncrederea în personalitățile politice, n-am numit-o pe Viorica Dăncilă, întrucât cifrele ei sunt apropiate de cele ale lui Liviu Dragnea, da? Tot aproape de 70% neîncredere, a fost realizat între 24 noiembrie și 9 decembrie pe un eșantion național de 1067 de persoane. Potrivit cercetării sociologice, Partidul Național Liberal este cel mai activ partid de opoziție. 31% dintre români consideră că PNL-ul are cea mai importantă activitate în opoziție, urmat de Pro-România 17%, USR 11%, PMP 8%, RO Plus 5%, Partidul Realitatea 1%, Alt Partid 2%, procentul reprezentativ însă este nu știu sau nu răspund 25%. Deci imediat în spatele PNL-ului avem un nu. La întrebarea, în opinia noastră, care credeți că este cel mai activ lider al opoziției? Victor Ponta conduce, a ajuns Victor Ponta să fie în opoziție și iată, la un termen extrem de scurs, n-au trecut nici 5 ani de când, 4 ani de când a fost învins alegerile prezidențiale și este deja opozantul numărul 1, deși atunci era exact pe dos, 24% în favoarea lui, este cel mai activ lider al opoziției, Traian Băsescu pe poziția a doua 16%, totuși la 8% în spatele pisicului Victor Ponta, Ludovic Orban 13%, Dacian Cioloș 6%, Dacian Cioloș, despre care Klaus Iohannis a declarat recent, nici nu știu de unde atâta limpezime în declarațiile prezidențiale, că Dacian Cioloș, citesc din memorie, nu este un pericol pentru alegerile prezidențiale, sunt principalul favorit, a zis Klaus Iohannis, deși mai este încă un an până atunci. În fine, să vorbești despre alegerile prezidențiale așa, dintr-o dată, parcă nu-i stilul lui. În fine, o fi luat gura pe dinainte la un moment dat sau era frustrat
după discuțiile sterile pe care le-a avut cu PSD-ul. Ok, Dan Barna are 5%, deci conform acestui sondaj, 5% dintre români consideră că Dan Barna este cel mai activ dintre politicienii din opoziție. Raluca Turcan are același procent, apoi Alina Gorghiu 3%, Eugen Tomac 1%, altcineva 2%, altcineva, după părerea mea, ar trebui să aibă un pic mai mult aici, da? Și în fine, nu știu, nu răspund, 25%, deci peste Victor Ponta. Iată, cel mai activ personaj din opoziție este acest nu știu, nu răspund. Devansează pe Victor Ponta. Întrebarea este totuși, unde e Robert Turcescu, fraților? Că și el este tot în opoziție acum. Nu? Nu apare, adică are Eugen Tomac 1% și nu are Turcescu nimic. Evident, Turcescu, chiar el ne spunea zilele trecute și noi, ați văzut, am citit fără niciun fel de implicare, ba chiar dându-i dreptate lui Robert Turcescu, cum îl păcăleau ăia prin sondaje, avea 60% la un moment dat, nu știu, era la notorietate asta, el a fost Dumnezeu la un moment dat, pe vremea când dădea bilele alea la emisiunea de la Realitatea TV, 60% avea notorietate și ea nu-l băgaseră în sondaj. Să nu cumva să fie neatraiane și acum, peste Mata, că tu ești la 16%. Și ca să nu se creeze confuzia asta, cine știe? O fi ajuns Turcescu pe la 25% și atunci l-au tăiat ăștia din... Glumim, desigur, Robert Turcescu nu există în momentul de față în conștiința națională. Bun, doamna Dăncilă a gafat în modul clasic, n-aș spune că e ceva ieșit din comun, atâta doar că se mai pune un rând, mai face o bifă acolo în catastiful care îi aparține și pe care îl va lua cu ea, să sperăm, și în mormânt. A fost o acțiune, o reuniune la nivel înalt, la Belgrad, adică în bârlogul lupului, o întâlnire quadrilaterală, așa se numește, România, Bulgaria, Serbia, Grecia, unde doamna Dăncilă i-a pocit numele premierului bulgar Boyko Borisov, spunându-i Boris în loc de Boyko. Este o greșeală de tipul Prăștina Podgorița, da? Pe care doamna Dăncilă a formulat-o în capitala muntenegreană, când a confundat capitala acestei țări cu capitala statului Kosovo. În fine, confundând, vă spuneam, Podgorița, capitala Muntenegru, cu Prăștina, capitala Kosovo. Ei bine, la fel a făcut cu drapelul și cu premierul Estoniei, când a inaugurat consulatul de la Constanța. Steagul Estoniei a fost aranjat greșit, culorile albastru deschis, negru și alb erau inversate și a trebuit intervenția evidentă a premierului Estoniei. Numele acestuia însă a fost uitat de doamna Dăncilă, care s-a oprit, a întrebat în stânga și în dreapta, probabil cu mâna la gură, să vadă dacă se înșală sau nu, sau să-și reamintească numele acestuia. Sunt greșeli care trebuie consemnate, acolo suntem convinși că cineva se va ocupa și de asta. Nu există, practic, luare de poziție a Vioricăi Dăncilă fără o eroare. Deci, mă și întreb, totuși, consilierii, cei care îi mai notează pe o bucățică de hârtie, pe o coală întreagă de hârtie, aceste informații, aceste texte, cum pot să facă asemenea gafe? Sau dacă nu, de ce nu-i sublinează cu marker, nu știu, să repete cu ea ca la poezie înainte de serbare? Doamna Dăncilă nu cunoaște nimic din politica europeană, nu știe pe nimeni. Vă dați seama, la un test din ăsta adevărat, luată prin surprindere, da? Condusă într-un studio de televiziune sau mai știu eu, un post de radio, dar mai bine la televiziune să-i vedem totuși și moaca, întrebată, chestiuni încă o dată spun de tipul, cum o chema pe domnișoara respectivă, Păsărin, așa, da? Cosmina Păsărin, deci de tipul ăsta, întrebări de tipul ăsta.
câți pitici are albă ca zăpada, adică luat de la nivelul elementar, nu este nicio rușine să răspunzi corect la o asemenea întrebare. Albă ca zăpada, distinse moderator, avea, sau mă rog, își făcuse 7 prieteni printre pitici, când erau piticii ei. Da? Eu, foarte bine, ăsta este un punct, nu se punctează cu două, este la un punct, ăsta de cunoștințe generale. Cunoștințele doamnei Dăncilă sunt la nivelul ăsta. Fie iertat, dar n-avem cum să o considerăm altfel, n-am să pricepe la absolut nimic, n-are nici cele mai vagi cunoștințe despre nimic. Este exact ca un om de ăsta de pe stradă de care râdem noi de fiecare dată, oameni care s-au născut într-o altă epocă, într-un alt secol. Da? De asta informația este astăzi, putea să facem un studiu la un moment dat, dar nu e în general genul meu. La un moment dat știu că mă invitau niște foști jurnaliști care între timp au plecat prin Statele Unite, făceau echipă, erau de ăștia pe la România Liberă, pe la ziarele de satiră, Cartianu, Gașcă, să ne ducem acolo și să ținem conferințe de astea, speech-uri pentru comunitatea românească, cât de bine să plătesc alea. Am mai povestit eu în emisiune și ei chiar s-au dus. Ajunseseră și Cartianu vorbea prin Canada, tot felul de elemente dintre astea, probabil că mai storceau niște bani, că nu cred că din pasiune o făceau. E un subiect de dezvoltat ar fi ăsta la un moment, dar dacă spuneam, poate să-l dezvolte altcineva, că mie mi-ajunge emisiunea, nu trebuie să o mai duc pe scena lumii ca să le spun oamenilor același lucru. Ăsta cu informația, da? Informația care nu mai este aceeași ca în anii 90, nu mai este văzută cu aceeași ochi, nu mai este văzută de aceiași ochi, da? S-a diluat într-un mod absolut uluitor. De aici a apărut această contrainformație, această informație falsă, acest cancer al informației, numit astăzi aleatoriu, fake news, asta nu spune mare lucru, că nu despre asta este vorba. Este o chestiune, sigur, mult mai profundă, și anume faptul că, având atâta informație la dispoziție, nu mai ești interesat de ea. Exact cum astăzi un copil nu mai este interesat să mănânce o banană în fiecare dimineață sau dacă vede un magazin de jucării, nu mai nebunește sau trântește toate jucăriile alea cum am fi făcut noi în anii 80. Deci este într-un alt spectru sau deschide televizorul și are 11 canale de desene animate. Păi pe vremea noastră, dacă aveai 7 minute de desene animate pe săptămână, era senzațional. De altfel, cu toții ne-am lovit astăzi de aceste explicații care vin din alt secol, cu adevărat, încercând să explici unui copil că tu, când erai mic, așa cum e el astăzi, tu aveai 2 desene animate pe săptămână. Când el are 11 canale dedicate numai desenelor animate. Deci aici e și problema informației. Lumea nu mai este astăzi interesată pentru că s-a născut într-o lume în care băltea informația, informația era peste tot și atunci nu mai poți să faci o pasiune pentru informație așa cum am făcut noi. Pentru care, într-adevăr, informația era resursa numărul 1 a planetei. Înaintea iubirii, înaintea mâncării, înaintea culcării, înaintea a ce vreți. Da, a fi informat era darul cel mai de preț, darul suprem, absolut. Pentru unii dintre noi, nu vorbesc numai în numele meu, și altora care au intrat în această meserie din acest motiv. Pentru că trăiau pentru această informație. Odată ce ea s-a redescoperit și s-a multiplicat în asemenea variante, evident cu toții ne-am îndepărtat de asta. Dar nici eu nu mai stau astăzi să ascult câte 7-8 ore radiouri străine pe zi, cum făceam la vremea respectivă. Ascultam pe zi, în anii comunismului, 6-7 ore radio. Mergeam și la școală, da. Înainte să plec și după ce mă întorceam, până noaptea târziu, ascultam posturi. În primul rând pentru a mă informa, în al doilea rând pentru a încerca să descoper o altă lume la care știam că nu voi avea niciodată acces, da? O lume străină, într-adevăr, bizară, cu cutumele ei, care la noi nu existau, nu fusese reinventate vreodată. Deci, am trecut printr-o lume atunci, într-adevăr, de vis. Da? Descoperea această informație în fiecare minut, nediluată, necenzurată, era ceva extraordinar. Deci nu te puteai dezlipi de așa ceva. Astăzi, având toate dispozițiile,